Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să deschidem shop-ul, să vedem aici ce ofertă avem. Un free box care are 23 de coins, El Primo și Nita. Ok, și hai să vedem și în Brawl Pass. Avem două misiuni, să câștigăm 3 meciuri cu Carl și să învingem 9 inamici în GP. Hai să-l luăm pe Carl. N-am mai jucat de mult timp cu el, de foarte mult timp. Dar ultima dată mi-am amintesc că am făcut niște meciuri bune. Ok, hai să dăm drumul la primul meci din acest episod. Ok, avem doi nani sau cum se numește. Aba nu. Sunt doi brawler diferiți. Ce m-a prins acolo. Dar din fericire rămân la noi gemurile. Da, și abilitatea lui Carl parcă era că putea pune ceva roboței din ce-mi amintesc. Mergem să le colectăm noi pe toate. Aba nu, asta era abilitatea lui. Da, o abilitate destul de bună. Vedem cât de... am pierdut acolo toate gemurile. Mă așteptam să mai fie coechipieri. Acum trebuie să-i vânăm și ei se ascund, probabil, pentru că... Așa știu ei să joace. Și aici este unul dintre ei. Dar, din păcate, timpul a expirat. Mi-aș fi dat abilitatea pe el și câștigam meciul. Băi, am pierdut meciul pe mâna mea, practic. Ar fi trebuit să țin de acele gemuri, să nu mă duc direct, dar aveam impresia că mai sunt brawleri de la mine din echipă în arenă. Bun, hai să dăm al doilea meci. Începe să-mi placă să joc cu Carl, mai ales în gem grab, unde e îngrămădeala asta pe gemuri. Ok, îl prindem aici pe... Da, așa cum stăm în iarbă, să ne încărcăm o viața. Mai luăm un gem. Ok, avem 6 gemuri colectate până în acest... Până în acest moment. Și hai să ne ducem pe acel El Primo. Era foarte periculos acolo, puteam să... Sau și pierdem amândoi. Dar din fericire se duc doi brawleri de la noi din echipă pe centru. Nu, da, o să le pierd pe toate. Probabil. Da, noroc că tipul ăla cu El Primo nu știe să joace. Se aruncă ai vrea pe acolo prin arenă. Da, și cred că avem deja un avantaj. Și n-ar mai trebui să ne facem probleme. Bun, obținem prima victorie, mai avem nevoie de încă două și vom completa misiunea, dar nu mai e nevoie să jucăm neapărat la Gem Grab, așa că vom da un match de solo, după care vom juca la eventurile alea de jos, cu Bounty și cu Haze, cred că era de data asta. Hai să vedem la solo, aici mi se pare că e...
E modul cel mai serios de joc. Da, pentru că practic depinde doar de abilitățile tale și de cum îți lutezi înainte să crești un pic. Dar bineînțeles că se întâmplă și accidente când ești prins la mijloc și te scot. Okay, avem deja două energy. Plus că mai sunt aia care stau prin iarbă și așteaptă finalul. Vedem ce avem aici. Un energy probabil. Și o să stăm un pic la pândă. Probabil va veni acel colt. Dacă tot ziceam că sunt aia care stau și așteaptă în iarbă, o să aplicăm aceeași strategie, doar că avem ceva energie și probabil că el va fi atras de pahar. Hai să vedem, nu vrea să vină, dar nici noi nu ne ducem peste el. Uite-l aici. Și ce m-a bătut? Da, probabil că dătea mult mai bine de la apropiere. Oricum, cred că e considerat win și acest loc 2. Da, bun. Hai să jucăm și în Bounty. Băi, în Bounty era super imprevizibil totul. Da, câștigai stele, după care venea unul, te omora, le lua pe toate. Destul de urât când se întâmplă așa. Dar hai să vedem, poate vom fi noi... cei care vom lua la final. Și o rosă aici. Uite, din păcate iau 5 stele acolo. Nu cred. Am murit acolo. Hai să trimitem... De fapt, să mergem din nou peste ei. Păi, și roza asta care are abilitatea de... Și dă scut. Nu, e imposibil. Cred că nu e chiar cel mai bun brawler car la modul ăsta de joc. Am luat-o pe rosa acolo. Noi am avea nevoie de un singur hit și ne putem da abilitatea. Hai să o dăm pe rosa aici. Nu, e imposibil. Da, probabil e foarte slab ca rank la... Altfel nu înțeleg de ce și o ia atât de ușor. Prindem aici pe... trebuie să rezistăm, mai sunt 10 secunde. Și se duce tipul ăla între ei și pierde acolo. Da. Degeaba am încercat să... A dus cap. Nu mai zic nimic. Hai să mai jucăm un match în Bounty. Vreau neapărat să câștigăm. Dar dacă vom câștiga, vom face și quest-ul din daily. Poate vom obține un nou reward. S-a blocat sau cine? Bun. Hai să vedem. Din păcate am pierdut acolo. Avem foarte puțin la viață. Dar din nou avem ghinion să fim cu o echipă care nu... La unul dintre ei nu joacă.
nascos acolo, dar și noi pe el. Aia și e destul de strânsă. Scorul. Da, plus că e tipul ăla care nu joacă și pierdem constant stele din cauza lui. Fugi. Oh. Da, era să facem o mare greșeală acolo. Așa cum amândoi nu joacă. Aba nu, unul a intrat înapoi în joc. Da, nu înțeleg de ce mi-a scos abilitatea. Chiar nu înțeleg de ce mi-a scos abilitatea acolo. Da, și tipul ăla, dar nu înțeleg, are 600 la viață, se duce să se bată cu monstrul ăla cu 3000. Bun, cu puțin noroc obținem victoria, dar da, destul de chinuit. Bun, ne completăm un nou quest și hai să vedem dacă... care va fi următorul reward. Avem un brawl box, un chest mic cu 30 de coins, Piper și Carl. Ok, bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Eu sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!